Bună seara, dragi telespectatori! Iată-ne din nou la o nouă întâlnire cu realitatea medicală și așa cum am lăsat să se întrevadă în fiecare emisiune, de fapt, realitatea noastră, realitatea fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să faceți un exercițiu de memorie și pentru că emisiunea vă este din ce în ce mai dragă, nu-i așa, pentru că încearcă să vină cât mai aproape de dumneavoastră și să vă amintiți o emisiune anterioară în care am adus în discuție emoțiile ca și reacții care ne ajută să ne creăm și să influențăm realitatea noastră și sigur, noi vrem să o influențăm în bine. De asta am decis să continuăm și în această seară să aducem din nou în prin planul discuției emoțiile, astfel încât de la o emisiune la alta, de la o discuție la alta, să reușim să le gestionăm în așa fel încât noi să ne îmbunătățim realitatea. Și sigur, cum poate și în alte emisiuni am încercat să aduc în față definiția emoției. Haideți să vedem cam care ar fi definiția emoției. Emoția, din ceea ce am întâlnit și probabil cu siguranță puteți găsi foarte multe, poate interpretări, definiții date emoției, este o reacție afectivă de intensitate mijlocie și de durată relativ scurtă, însoțită adesea de modificări în activitățile organismului, oglindind atitudinea individului față de realitate. Am mai aflat că emoția este modul în care individul reacționează la ceea ce se întâmplă, ceea ce îi se întâmplă, iar tot emoția este efectul fizic a ceea ce simți în corp. Și emoțiile sunt legate de gândire. Practic, definițiile ne aduc o sumă de informații, de noțiuni despre emoție, care, legându-le, ne putem gândi că orice gând al nostru ne generează o emoție care determină la un moment dat, în momentul în care emoția persistă, trenează de ceva timp, o perioadă îndelungată, determină un comportament, o atitudine și așa cum am demonstrat, realitatea noastră. Și dacă vorbim de emoțiile și pornim de discuția despre emoții încă din perioada copilăriei, concret, în preajma copiilor noștri, ceea ce preiau copiii noștri din familie, de la școală, din mediul înconjurător lor, se transformă printr-o interpretare a lor într-o emoție. Până aici nu e bine, nu e rău. Persistența acestor emoții și nedecodificarea lor de către cei apropiați, gestionarea lor, mai ales dacă vorbim de emoții care nu neapărat dau o stare de bine, nu le-aș numi neapărat negative, vorbim de emoțiile negative, nu dau o stare de bine, duc la un comportament, la atitudine de, respingere față de anumite situații. Persistența unor astfel de emoții în viața copilului ajunge ca în viața de adult să genereze comportamente, atitudini deficitare, greu de gestionat la momentul respectiv și mai mult decât atât, somatizarea acestor emoții, exprimarea, așa cum am spus, în corpul fizic, așa cum știm, prin diverse boli. Tocmai de asta am ales să vorbim despre realitatea medicală, de ce nu este adevărat, suntem la emisiunea Realitatea Medicală, plecând de la ce o generează. Și vă reamintesc, discutăm în seara asta despre emoții și sigur mă bucur să vă prezint din nou în această seară pe invitata emisiunii, doamna psiholog, psihoterapeut Mona Pricop. Bună seara și bine ați revenit! Mă bucur că sunteți alături de noi. Bună seara și vă mulțumesc din nou pentru invitație. Și sigur, până doamna psiholog o să intre în detalii, eu am prezentat ideea despre care vom discuta, dar o să încercăm împreună să vedem cum putem aduce lumină în acest subiect destul de actualitate în viața noastră
de zi cu zi și practic o să parcurgem împreună trei momente în care o să vedem importanța educației socio-emoțională, cum este important să gestionăm aceste emoții în perioada copilăriei, în perioada de copil, tocmai pentru ca accesarea acestor emoții să se facă cu ușurință în viața de adult și nu în ultimul rând, la ce ar putea să ducă, care sunt consecințele lipsei gestionării acestor emoții. Cam acesta este cadrul în care vom purta discuția cu doamna psiholog. Și haideți să vedem, spuneam că am începe ca și încadrare, ca și context, cu importanța educației socio-emoționale. Cum ne îndrumați pașii, gândurile ca să gestionăm emoțiile, doamna psiholog? Da. E adevărat că nu putem vorbi despre emoții fără să vorbim de această latură a educației socio-emoționale. Pentru că, într-adevăr, dezvoltarea abilităților emoționale este unul din cele mai importante aspecte ale, să spunem, ale formării unui individ. Am observat în ultima vreme o creștere a solicitărilor din partea părinților vis-a-vis de cursurile acestea de dezvoltare socio-emoțională pentru copii. Ca o nevoie, probabil, venind... Da, acesta este un semn bun. Este un semn foarte bun. Așa. De asemenea, știu că a fost la un moment dat la nivelul inspectoratului o propunere, la nivelul universității, cred, o propunere de a introduce educația socio-emoțională ca disciplină în curicula școlară. Știu că sunt foarte multe grădinițe care fac lucrul acesta, sunt școli primare care au în curiculu la decizia școlii, deci ca și în programă, cursuri, ca și cursuri opționale, okay. Care știu că se bucură de un succes real. Excelent. Pentru că probabil părinții au ajuns la concluzia că ceea ce au observat la copiilor, da, aceste comportamente dezadaptative, le spunem noi, vin de unde? Din fie proasta gestionare a emoțiilor lor, da? Faptul că n-au reușit să le transmită niște modele de gestionare a acestora, lucru care se poate face într-un mod structurat printr-o programă școlară. Acesta este un lucru foarte bun. Așa este și chiar am început așa, într-o notă, de ce nu, optimistă. Știi ce v-aș întreba și cred că și telespectatorii se întreabă? De ce ne punem acum problema din ce în ce mai mult cu copiii și noi ca adulți față de o perioadă, mă întorc, părinți, bunicii noștri, există, nu știu, măcar așa, ca și observație? Da, evident, doar cu titlul de observație. Da, în sensul ăsta v-am și întrebat. Noi, ca terapeuți, observăm în ultima vreme o creștere a solicitărilor pe partea asta, tocmai pentru faptul că noi părinții, zic noi părinții, generația noastră, da? Avem în spate probabil niște părinți care, și noi, și părinții noștri, exact, care au trăit în perioada comunistă, cu anumite rigori, cu anumite limitări vis-a-vis de exprimarea emoțiilor. Gândiți-vă că foarte mulți dintre părinții actuali au trăit cu sentimentul acesta sau au crescut cu sentimentul că e o dovadă de slăbiciune să spui ce simți. Da, exact. Ține minte pedagogul rus Anton Semyonovici Makarenko, care spunea să-l pup pe copil prin somn. Exact. Din păcate, mulți dintre noi am crescut cu această cutumă. Așa. Mă bucur că v-am întrebat. Observația noastră chiar coincide cu ceea ce putem să ne dăm și noi seama. Și la fel, dacă mă uit la modelul parental, în general, nu am să vorbesc, cu siguranță suntem diferiți și fiecare abordează lucrurile diferit, dar tipul activității profesionale a adultului din ziua de azi diferă, probabil plecând tot de la faptul că există o deschidere, mai suntem în comunism și există alte tipuri de joburi, de activități. Prezența părintelui lângă copil este mai limitată față de perioada anterioară și cred că asta generează sau scoate la iveală anumite comportamente, reacții care dau de gândit. Nu știu, fiind cu notă, exact cum ați spus, de observație, ne permitem, ne-am dat spațiu să
încercăm să vedem care, să exprimăm o opinie. Exact. Sigur că da. Bun. Într-adevăr, am observat și noi lucrul acesta, ca oameni care lucrăm cu copii, ca specialiști care lucrăm în domeniul în școală, am constatat în ultima perioadă s-a schimbat foarte mult dinamica relațiilor părinte-copil, dinamica exprimării acestor emoții. Vis-a-vis de acest lucru, se cuvine precizat un aspect. Vedeți, orice părinte își dorește de la copilul său să aibă succes. Ce înseamnă, exact, de fapt, succes în viață? Dacă stăm și ne uităm un pic în urmă și privim fiecare din noi, ne gândim, ne amintim foștii noștri colegi de școală, unii dintre ei elevi de nota 10, cu rezultate foarte bune școlare, și totuși nu au reușit atât de bine în viață ulterior. Exact. Sau alții care au avut rezultate de mijloc, îi vedem astăzi ca fiind oameni de succes. Depinde, și aici e o discuție, depinde ce înțelege fiecare prin definiția succesului. Da, exemplele de care îmi spuneți există și sunt printre noi. Evident. Ce ne puteți spune? Unii pot considera succesul ca, știu eu, să câștigi o grămadă de bani, alții să faci un lucru însemnat, să rămână ceva în urma ta, să ajuți oamenii. Deci fiecare are propria lui definiție. În schimb, succesul este, într-adevăr, este o combinație. Nu poți să mai spui că ai succes doar dacă ai un IQ, da? Un coeficient de inteligență, referindu-ne strict la inteligența aia cognitivă. În ultima vreme se vorbește foarte mult despre conceptul de inteligență emoțională, concept care l-a promovat Daniel Goleman. La ce se referă acest lucru, evident? Am să vă rog să încheiem puțin aici subiectul, să întrerupem și să revenim după o scurtă pauză de publicitate. Stați lângă noi, continuăm, ne întoarcem imediat. Mulțumesc!